Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pentru mulți e grea viața în comunitate la bloc. Cum procedezi, de exemplu, când vecinul face grătar în bucătărie și ție îți miroase a carne friptă și n-ai voie să mănânci? Din diverse motive, cum ar fi domnul Zaf, de exemplu, care ține regim, sau domnul Luca, da, de exemplu, care ține regim. Tu ce mai mănânci, mă? Carne. Carne? La da, tine și, nu și brânzeturi, lactate, salată. Da. Foarte bun, să știți. Mie mi-e dor de o friptură ca de mama. Am făcut o mică intervenție chirurgicală, sunt amațe în gură, d-alea fire de chirurgicale, n-am voie să mănânc. Mănânc numai perluțe de brânză. Cât foarte bune sunt. Cu humus, nu știu, că mă cântăresc o dată pe săptămână. Dacă știam, îți dădeam supa mea de brocoli. Vai de capul meu, nu m-am săturat. Mănânc numai supă de linte, supă de hrib, supă de ciuperci, prostii de-astea. Bravo. De aici superstițios sau de ce te cântărești o dată pe săptămână? De ce să mă cântăresc zilele? Nu văd de ce motiv. Nu? N-ai baterie la ăla sau ce? Plus asta, mai cu, nu păstrăm curent. Bine adică, că nu vezi. Ce văd? Slăbești văzând cu ochii cum vorba, știi? Așa, da, într-o săptămână, nu știi ce... Da, asta, domnule, o dată pe săptămână. Detalii. Practic, până acum mă cântăream o dată la 2-3 ani, așa că e bine și o dată pe săptămână. Alea erau vremuri bune, da. Da. Păi... Ce mi-ar plăcea să ajung și eu așa. Să nu mai știu unde e cântarul, să aibă praf pe să fiu slab, mort. Nu sunt slab, mort. Mort. Să fiu slab. Sunt un pic, să știi că doamna cardiolog mi-a spus că sunt un pic supraponderal. Un pic supraponderal și a zis da, că noi ăștia n-ați păcălim. Să... Noi ai zis că ești păcălit de faptul că ai doi colegi care da, sunt un pic mai mult supraponderali. Nu știa ce să zic, am ce văzut eu cum merge treaba. Știi, n-are ce să zic că-ți bag o de-asta. Vedeți că... Sunteți supraponderal. Da, totuși parcă... Să mai slăbiți vreo 2-3 kg, domnul da, Petrel, mi-a spus. Deci... Prea cu darea. Beți? Nu. Fumați? Nu. O, ce zic eu? Mâncați gras sau nu? Dar știi că eu sunt, eu beți foarte mult. Totuși 2 kg măcar slăbiți. Haideți. Da, vă rog frumos, faceți un efort. Știu că nu puteți. 2-3 kg, nu aveți cum, dar tocmai de-aia vă și zic. Să știi că mi-a dat voie să beau un pahar de vin roșu pe zi. Hai, sunt bătrâni. Resveratrol și e bun pentru... Da. Pentru eu. Ce, avea o problemă? Nu desfăceai sticla că ți-a zis că n-aveai voie sau ce? Nu, dar acum dacă mi-a zis... Te-am împiedicat vreodată? Încurajat. Bun, mai avem timp? O da, discuție întreagă pe Reddit, unde cineva se plânge că a fost reclamat prin e-mail la toți locatarii pe grupul scării de bloc că făceau o friptură. La făcut de râs. Sunt situații. Acum se fac reclamații pe WhatsApp, astea, pe nu știu, pe mail. I-a zis așa, citesc, cei care simțiți nevoia să mâncați grătar. Cum adică? Toți, mai puțin Julie. Deși ea face, cred că, grătar de pleorotul sau ceva. Vă rog să-l gătiți, să-l mâncați la voi în casă. Nu este prima dată când stau cu mirosul de fum în dormitor. Haideți să ne respectăm. Încheie mesajul, mie mi se pare tocmai asta. Nu, dar mi se pare tocmai asta, la cât costă carnea, tocmai când faci un grătar, arăți că te respecti. Nu e adevărat. E adevărat și asta. Oricine își poate permite să facă grătar. Am avut un vecin care a făcut, făcea grătar când ne-am mutat în bloc acolo, făcea grătar pe balcon. Serios? Și făcea de ăla, punea numai oaie și că, mă rog, religia, știi, îl împiedica să gătească porc. Aha. Și, băi, era ceva absolut spectaculos. Prima dată am crezut că e o întâmplare și că nu văd bine, știi, și am trecut peste. Dar stai puțin, avea grătar electric sau cu cărbuni? Cu cărbuni. Serios? Da, era foarte bine organizat. Și a doua oară când l-a făcut, m-am dus la el și am explicat cum stau lucrurile. Vezi? Și n-am mai făcut. Adică m-a surprins că n-am mai făcut, știi, că mă așteptam să continue. Dar l-ai abordat cu domnule sau cu cumetre? Nu, frumos. De ce nu faci, mă, grătar pe balcon? Cum? De ce nu faci grătar pe balcon? Cine a zis că nu face? Păi am balcoanele închise. Faci? Nu, am balcoanele închise. Deschizi geamul? Nu merge. E... Ce nu e, faci fumăraie, nenorocile. Pe închizi ușa la sufragerie. Nu, mă, nu e, nu se poate. Acolo, ai încercat? Nu, și asta mai lipsea mie, să mai fac și grătar pe balcon. Păi, n-ai zis că mănânci carne? Mănânc carne, dar o fac pe aragaz. Și acolo se face fum. Da, domnul Becali. Domnul Becali a făcut grătar la balcon la Marriott, pe balcon. A făcut ceva istoric. Nu? Frumos. Păi și atunci care? Eu am în bloc de ăștia de care ți aparție. Dar sunt doi pensionari așa de drăguți. Nu, stai, care fac grătar sau care protestează? Nu, care țin ușa deschisă când gătesc. Băi, de ce să ții ușa deschisă la casa scării? E ca să mai ventilezi. Oamenii ăștia, de exemplu, locuiesc într-o garsonieră. Da. Sunt doi oameni în vârstă care locuiesc într-o garsonieră. Sunt foarte drăguți, sunt plin al lui Dumnezeu amândoi. Și ascultă, am un prieten care locuiește... Nu, am un prieten... Hai că nu știu. Așa zici am tu. Un prieten de-al meu locuiește pe palier cu ei, la mine în bloc. Și ăla e săracul exasperat, mi-a zis, băi, nene, bă, zice, și dacă nu gătește doamna zilnic, bă, nu e zi să nu gătească, zice, dar... N-ai ce să-i spui. Mi-a așa să-i zic ceva, că oamenii sunt așa de drăguți și... Dar de ce nu-i cumpără un ventilator de la tip
hotă, știi, aerotermă, ceva. Dar o suflantă. Să cumpere asta un ventilator de la mare, da. Să le-l pună în ușă. Da, dacă tot deschid fereastra, știi, să-l... De ce nu? Uite, faceți așa și practic țineți fereastra deschisă și... Dar nu cred că e scară de bloc unde să nu se întâmple. Sau, mă rog, poate s-au mai rărit, da. Eu i-am și zis, zic, mă, Dragoș, și pe mine nu mă deranjează, spun sincer. Că vin cu drag, adică când simt un pic de ciorbiță, de tocăniță... Dar nu te deranjează niciun miros, niciun miros? Mă deranjează, l-am din copilărie, că și la mine în bloc unde am copilării se gătea cu ușa deschisă și acolo găteau mulți cu ușa deschisă. Da. Mirosul de ulei rânced. Untură. Prăjit de multe ori. Aha. Și mai ales de pește prăjit în ulei. Peștele, da, este dur. Ăla, pește prăjit în ulei. Aha. E ceva... Și în rest nu, zeamă de varză aruncată pe ghenă, aia mai am... Cum? Ai proteste, că ai făcut proteste zilele trecute. Aia, pute groaznic. Da. Dar în rest de gătit, nu, în afară de ulei rânced, n-am probleme. Special pentru ea, pentru persoana care a reclamat, zice cineva pe Reddit, aș găti în fiecare săptămână macrou, pastramă de oaie și varză de Bruxelles. Care e legătura cu varza de Bruxelles? Ce, varza de Bruxelles miroase? Varza miroase. Varza de Bruxelles nu știu dacă miroase. Are gustul ăla pe mulți. Păi e vorba de miros. Are și puțin miros. Mamă, ce poftă mi-a făcut de o varză de Bruxelles. Aole, cu sos beșamel, pleacă, bă, de aici, da. Cu brânză rasă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.